Doamne ajută! Doamne ajută, dragile mele, ați ajuns sănătos! Hai, luați drumul! Bine, sănătate, să trăim cu totele! Hai, poftiți! Așa cum am mai discutat, cum am mai voroghit noi pe la poartă, să facem un costum de la vechi, știți voi, de care au purtat nu părinții noștri, nici bunicii noștri, străbunicii noștri. Lala, ci că văd că ți-a adus furcă. Mi-am adus și furcă lână. Și lână, care din materialul ăsta se făcea mai pe timpuri la bătrâni, la bătrâne. Se făcea pantaloni, se făcea cioreși, din pânză se făcea chimeși. Noi cu asta o făceam și la saci, și la lepedeie, și la tot felul, construiem din lână. Dar să-mi spui dumneata acum, de unde ai furca aia? Că văd că furca asta o am de la faină. Furca asta o am de la nănașul meu. De mai bine de 100 de ani, pânăzenii îmbracă portul popular de influență sibiană, în care predomină culoarea neagră pe fond alb. Însă nu acesta este portul popular tradițional din Pânade. Până la începutul secolului 20, cămășile femeilor erau lungi și aveau modele cusute în culori vii, roșu, vânăt, galben sau violet. Pe fondul alb al cămeșii de bumbac, modelele ocupau spații înguste sub forma unor benzi, șiruri dispuse la guler, la umăr, la pumnaș și la piept. Peste cămașa cu poale prinsă de ea erau purtate cătrințele învărgate, viu colorate, țesute și alese în război. Costumul acesta era completat de pieptare și de cojoace albe, înflorate, care astăzi sunt foarte greu de găsit în casele oamenilor din Pânade. Dragile mele, cum să vă fac săghile astea mai strânsă, mai slăboasă? Cum vi se par? Păi de fapt, mai strânsă, mai strânsă ca să nu se încălcească. Să nu se încălcească. Le fac prea mari. Nu le fac mari, dar pe dor, dacă smar de ghea, nu vă fac așa de multe. E, subeicul ta nu e așa mare. A, nu-i mare subeica. Nu intră subeica. Eu v-am spus că o să facem costumul ăsta, să facem portul nostru popular mai de demult, de cum au fost oamenii noștri, bunicii noștri. Eu ia asta, dragile mele, am găsit-o la mama Ioana Luvișcu. Dacă vă mai aduceți aminte de străbunica mea, mama Ioana Luvișcu. Dar ia uitați-vă ce cusătură au avut. Și la gulerul ăsta mai știți să costă cusătura de la Niljoc? Păi dacă uite-te, mătușă, știm, că dumneata știm, mai lucri costume populare. Asta știți era... Să... Sigur că știm. Era în trăsuri. Și asta? Și asta. Piștemuche. Piștemuche. Piștemuche? Da. Și la mânecă aici cum se făcea, nu, mătușă? Trăsătură. Tot cusătură în trăsuri. Da. Știți să le faceți, știi? Mă bazez pe dumneavoastră că am încredere. Știm, dar ia uitați, dragile mele, și eu am găsit-o... cusută cu purecelul. Da? Cusută cu purecelul, uite aici. Și am găsit mai multe crătințe, nanăcică. Ia uită-te, dumneitale. Pui, mătușă, ce crătințe am găsit. Păi așa, asta-i bătrânească, asta se făcea cu sârmă mai multă, era pe vremea aia, uite, cu sârmă mai multă și aici se făcea cu diferite culori de ocoselă, cu acu. Cu mâna să cosă, nu era tăsută în război. Nu. Dar până la cică șurile astea aici cu ce erau făcute? Șurile astea cu speteaza. Cu speteaza? Da. Dar mătușă, dumneata, asta ce zici? Da, păi eu asta zic să facem, că mai la șurță, să cade la șurță, mai faină. Nu, care vreți voi să o faceți, că mai, dar... E mai arătător, mai... No. Dar până mătușa asta are multă cusătură de mână și apă astea cum sunt alesăturile astea? Spune și mie, eu n-am prins vremurile astea cu alesătura. Asta e cu speteaza, asta îndește, facem... Și-a făcut să numește, nu, mătușă, alesătura aia, că văd că... Îndește. E, dar pe modelul ăla n-are o formă cumva, cum se numește. Ba da, 5-6 călcate, 5-6 ridicate, facem o troște așa pe mână și le scotem și băgăm tot așa. Scărița. Cu mâna, cu scărița, cu... Și-a pe șulca sau mai știți o năbădiți? O știu. Ia zi-o, țurucă asta, în câte iță-i, n-o, mătușă? În 4 iță. Și alesăturile alea cum le faci? Aștia tot în 4 iță, dar o vrâstă o bag cu 2 iepe și o vrâstă cu 2 iepe. Mă mătușă, toată nădejdea în ghilea dumneitale, că împreună cu toate, că dumneata știi să năvădești, și împreună cu toate să arătăm noi la lume ce port a fost mai demult și cât de frumoasă. Ia uitați-vă, mai poartă cineva acum șurță de-aștea și crătință de-aștea? Nu mai face.
Până avem și a dumneavoastră frumoasă și șamele frumoase. Eu le-am de la socra mea. Ia uitați-vă, nu știu exact. I le-a făcut mama sa lui bunica când s-a măritat. Păi le ai de la socra ta și dumneei poate le are de la socra ei și de la bunica ei. Nu i-a spus, dar ni le-a dat cu drag să le port. Că dumneei e bătrână, fetele dumneei nu vrea să le mai porte. Și ni le-a dat să le port eu. Și chimașa, nu știu să știu să vă spui de unde. Am găsit-o în ladă tot la muma. Chimașa asta e făcută din fuior și din bumbac. Băgai mestecat, o suveai ca așa, o suveai ca așa. Și făceai mestecată pânza la chimașă. Și apoi mai de mult, de unde vă cumpărați ațele? Păi de unde găseam? De la... Făceam din cânepă. Și apoi ce mai făceați din cânepă? Numai... Făceam fuior, făceam câlț din fuior când trăgeam pe heșele, ne vine câlțăia mare. Aia mai fin. După aia ne vine aia mai urât. Și din tăia urât făceam prosoape, făceam lepedeie. Străzi și lepedeie și străjase. Și ce... Deci din fuior se punea urzeală în loc de bumbac. Da. La lepedeie și la ce făceam din... Puneam fuior, urzăm fuior. În loc de bumbac puneam fuiorul. Și urzăm fuior și bătem cu ăștia alte, cu care nu era fin ca fuiorul. Și cu din grea venea câlț. Groș, făceam țole, torceam groș și făceam țole. De râză. Aha, deci să răsucea și da, rola. Sigur, răsuceam și făceam țole de râză. Aha. Că n-aveai cu cine coperi ca acum. Că după război au rămas oamenii năcăjiți. No, mătușa, ai zis multe că au rămas fără... Chimașa asta e făcută din patru foi. Da. Și prinsurile astea aici. Dar cum le ziceți dumneavoastră? Păi prinsură, prinsură. Nu-i la fiecare chimașă la fel. Deci fiecare cu sătura avea o sărămea cumva anume. Sigur. Și pumnașă? Pumnașă este piște muche. Piște muche și gulerul? Tot așa. Tot așa. Tot piște muche. Ia nu mă tușă, dar cu săturile astea cum se numesc aici? Pave. Așa le ține. Pava-i asta. Pava-i asta aici și aici o cuptușală, un fel de cuptușală pe umăr. Da. Și aici să cose. Jucau și să nu li se rupă când joacă așa, au pus cuptușală. Dar eu nu de cuptușală te întreb, eu te întreb de cusătura asta. Păi se cose, dar și pe umăr și pe lângă pisură. Dar de ce la chimașa asta acum, e altfel? E diferite, păi, modele. Care cum au vrut să-și facă? Ui, no, mătușa, aici câte dichisele. Bine, așa au iubit. Aia, modelul ăla. Și apoi încrețătura asta aici, cum o faceți? Cu acu. Încrețam tot, tricălcam, triluam, până se strângea la oaltă. Și prinsoarea asta aici, știi să-mi spui cum se numește? Păi sigur. Asta e cu... Nu, la bagâștii oare? La bagâștii. Pe lângă cusături, pe lângă prinsuri, i-aște rupt un puns. Și așa-s prinsurile? Da. Prinsura și pe lângă prinsura ai rupt un punț. Rupt un punț ca deci să... Deci nu-i cusul la mașină, nimic aici. Nu, numai la mână. Eu cu rupt un punț de astea n-am văzut de când dus. Nu, așa, mătușă dragă, zile ca să aibă spor. Și mătușa acolo care îi? Asta ea de bumbac de la... Și apă, numai bumbac când se purta? Păi, după război. După război. După război a început de s-a făcut de bumbac. Dar până mătușă, mereu la lucru cu bumbac sau aveau rânduri de haine, unele de lucru și altele de biserică? De cânepă și se schimba la biserică cu ăștia. Și pantalonii cum zice să-i batem, cu lână sau cu bumbac? Păi cu lână. Ia uite aici, eu am găsit niște pantaloni și ăștia nu știu de când orice. Ăștia-s cu fuior. Cu fuior da. De la din cânepă. Nu. Cu lână. Urzala-i bumbacul și lână-i bătută. Uite la ea, ni se vede lână. Aha, ba facem cu lână. Dar noi facem cu lână. Deci lână mai frumos tu. Cu ce? Cu lână. Păi cu lână, da, că cu lână bate. Ai adus de lână de facem, că cu lână se lucra mai mult. Noi o să facem acum costumele astea și după aia când îți gata, eu o să vă chem aici așezătoare și o să vă dau un adălmaș. Și atunci o să îmbrăcăm niște tineri cu ele și o să facem o țâr de joc și o țâr de petrecere ca să... Să știți mulțumite pentru ceea ce ați lucrat. Lucru ca lucru, dar adălmașul așteptă. Adălmașul, mătușă, când îți gata costumele... Să nu te faci armonioasă. Nu, mă fac, dar ce eu de neam de la care zgârcită, mătușă? Nu eu nu zgârcită.
Dar când am fost eu odată zgârcită? Să nu ne mai cunoscă după aia. Lasă-te de tine! Ba nu, că o să vă laud la toată lumea și o să vă spui. Mătușă, dumneata, ce ți-a adus de lucru? Că văd că stai acolo așa de cuminte. Ui, aici ne-am adus să dăm în bumbacul pentru crătință. Și apă, de pe ce îl dapă? Îl dapă, e letca, e fusul, mosorul de la letcă, acolo e capra, cuiul, îi vârtelnițele și fusele de la vârtelniță. Și dapă pentru crătință. Dar, mătușă, după ce dapi mosorul ăla, ce faci cu el? Urzim. Și apă unde? Îl iei așa în mână? Îl iau în mână, îl pui pe letcă. Și urzăm pe alergătoare, pe alergătoare și îl pui în curte. Urzăm în curte pe la poi. Sau pe mai ce urzați mai de mult? A, păi mai de mult pe gard. Aha, pe gard, dar acum urzăm la poi. Tu, mare, lasă-ți lucrul tău din mână și fă ghine, da-pă nânioțel pe rischitor fusul ăsta. Păi tu, am venit că să vă gădiță, că acum nu trebuie la credință. Acum dă-i pace, lasă, că le gătăm noi de altă dată. Acum tu fă ce zic eu. Trebuie să nu încurci cumva șirele, că după nu mai putem lua jureghia jos. Măicuță, măicuța mea, mă, măicuță, măicuța mea, măi, rău mă doare inima, mă, rău mă doare inima, mă, că n-am ajutor de nimeni. Că n-am ajutor de nimeni, că nu-i-am soțul pe lume, că nu-i-am soțul pe lume. Nu, hai, cică, că ne apucă Sara. Hai, dați, dragile mele, mai gătați odată să mere la urzit. Mă dați aici să vă arăt eu cum se punea perișchitor mai de mult, că voi ziceți că nu știți. Și cât urzăm, dragile mele, la crătință, cât urzăm? O jumătate. O jumătate puneam perișchitor. Și din jumătatea aia ieșe 3-4 crătințe cât e putem face. Ia să te văd, Ana Cică, arată mie că eu nu știu, ui, așa treaba fata. La rășchitor eu nu știu. Ui așa, fata mea, ție că ți-arăt eu acum cum puneam pe rășchitor și cât numeam o jumătate, de exemplu așa, Ani. Puneam așa. Cică, dar o lungime de asta, cât e? 2 coți sau un coț și jumătate? 2. 2 coți. 2 coți. Așa. Nu, uite, așa puneam pe rășchitor, așa odată, așa. Așa. Când ajungem aici, era jumătatea. Nu, pune mătușă, leagă mătușă semnul. Deci atâta trebuie să urzăm noi. Da. 8 coți, ca așa ați cotit, 8 coți. Asta era, atâta era jumătatea. Nu, hai dați jumătatea mosorului. Hai dați cu semnul la rază și să facem să urzăm că ne apucă Sara. Nu, haideți. Mișcați-vi totodată. Nu, no, nu, no, nu, no, să nu ne se încurce șirele. Nu, no, lasă, nu te se încurcă, numai aici-le. Dragile mele, eu început culesul cu tractoarele dumneavoastră. Apucata să culegeți ceva? Încă nu, că ea avem treabă cu războaiele acum. Urzitul se făcea de obicei afară, fie pe gardul din curte între două furci fixate la o numită distanță, fie între doi pomi. Prin urzit, firele de pe mosoare fixate pe alergătoare erau așezate pe o lungime stabilită, formându-se astfel un sul lung, numit și rază. Raza reprezenta de altfel lungimea țesăturii, iar numărul firelor dădea lățimea viitoarei țesăturii. După ce raza era gata, aceasta era strânsă într-un mod aparte, prin împletitură simplă pe sub mână, pentru a se evita încălcirea firelor de bumbac. Această operație se numea strânsul de pe rază. Cu împletitura asta, femeile treceau la următoarea etapă, și anume învălitul războiului. Doamne, ție îți mulțumesc! Nu, acum hai să scoatem războiul și să ne apucăm de învălit. Aveți de ghine, grijă, legați ghine fușei, să nu-i se încurce firele. Învălitul războiului sau așezatul razei pe sul se făcea tot afară, însă pe războiul de țesut. Pe sulul din spate al războiului prevăzut cu două orificii se legau două sfori ce trăgeau după ele prin rotirea acelui sul, un fuscel mai gros. Acesta era urmat de doi fuscei mai mici pe care era pusă urzeala încrucișată numită și rost.
Firele de urzeală erau trecute printr-o greblă specială ce se folosea doar pentru acest moment. Ca urzeala să fie înfășurată strâns pe sul, celălalt capăt al ei se lega printr-o bucată de lemn de osanie pe care era pusă o greutate. Așa. Acum ne apucăm de învălit. Tragem pe sul. Punem verjele. Hai, mătușă, învârte! Nu-i învârtită într-una să ne zărupă mâna. Vre chiar de tot să ne zărupă. Pune, mătușă, verjele să nu se hâiască pe sul, pentru a nu se întrepătrunde straturile de fire înfășurate, pe sub fiecare strat se așezau mai multe vergele. Așa stai de vreme, de 100 și ceva de ani. Când trăia pe joacă. Lasă mai vie tot, pe sul. Bagă la nuiele vere. Tu te știi le ăștia? Mumă, tati-a învățat. Câte război ai pus în viața dumitale de când ești? Că nu spui eu că de la 15 ani, de la 10 ani am început să cos. Să vă spui eu când ți-a mama la război. Și câte război am început la muieri prin sat. Mama ți-a sat la război și eu mă punea să îi fac țăi. Și eu cu ochii pe fereastră mă uitam la copii cum se dau cu sania. Și lua mama câte o vergea și mă pognea și eu însărea ochii de pe fereastră iar la țăi. După ce urzeala era gata, războiul era mutat în locul în care femeia urma să țese. Așa. Ce-i asta, mătușă? Asta-i brâgla. Două tălpi, două prinsori, sulul de dinapoi, la prinsoarea din spate iepele, aici ăsta-i sulul de dinăintre, ăștia-s ițele, ăștia-s brâglele. Asta e bâta de la iță. Și ăla e slobozitorul care lasă, nu lasă sulul să se învârtească, numai când slobozim noi. Și prin ea trece firele. Prin iță, prin spate și după aia legăm la sul. Dacă eu greșesc acum aici, la năvădit, la năvădit, tot războiul până în capăt, toată pânza mere greșită. Înainte de a începe țesutul propriu-zis, femeile se ocupau de neveditul prin ie și spată. Adică firele de urzeală erau legate la două sau la mai multe ițe pentru a fi antrenate în mișcarea de ridicare și coborâre la război. Urma apoi datul prin ițe, adică firele ieșite din ițe erau trecute prin dinții spatei. Treaba asta trebuia să fie făcută de două femei. Una dădea firele din urzeală, iar cealaltă le trecea prin ițe. După aceea venea datul prin spate. Femeile aveau mare grijă să nu rămână vreun spațiu liber între dinții spetei sau să nu fie două fire introduse prin același spațiu. Dacă se întâmpla acest lucru, pânza țesută avea un defect. Acum se fixau și ițele de iepe pentru a se putea schimba poziția lor pe durata țesutului. Apoi spata, completată cu firele de urzeală, era introdusă în brâgle. Legatul urzelii la sulul dinainte marca sfârșitul operațiilor premergătoare țesutului și începutul țesutului propriu-zis. Eu aici țes pânza pentru ie, pole, cămașă bărbătească, chindeu, ca să pune în cap la muieri, vine cusut chindeul la un capăt. Și făcut două fodorele la cap, pânza în două ițe, să cosă ia în piștemunche, cămașa iar să cosă, piștemunche, scăruță. Eu aici țes material de pantaloni. Ăsta e înăvădit în patruiță, cu zis model de brăduliț. Și format din patruiță, e format din spate de 11, e spata
și bumbac și batem cu lână. Și facem pantaloni. Așa. Și apoi cum nimerești picioarele iepe cu... Băi, nu, te-ai obișnuit cu picioarele să calci așa cum îți zici, nu trebuie să calci, că dacă le obișnuiești... Dacă te uita, nu te uita acolo la picioare, nu mă uit, dar sigur că nu mă uit. Mă uit aici când rostează de mele cu mele firul. Șurța e în patruiță, odată cal pe două iepe, odată pe două iepe, odată cu un picior, odată cu ălalalt. La mine e mai complicat. Mai bădiți, bădiți să știi, la 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 la. La mine să nu mai vii, la 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 la. Ăsta-i întorcător, ăsta-i găurar, ăștia-s brâgle, ăștia-s patru iepe. Când se ridică astea două din față, bag culoarea. Acum se ridică una din la mijloc și una din spate și bag bumbacul negru. E firul în dinte. Și când se ridică iar astea două din față, îmi vine culoarea. Dacă greșesc cu piciorul, imediat mere urât aici. Se schimbă modelul. Hai mare, în pătură pânza, să mere să o înălghim. Ai tăiat-o drept? Am tăiat-o drept, frumos. M-am dus, să mere să o înălghim. Dar e albă destul. E, dar dumneata știi că pânza trebuie băgată în apă să se îndesă firul? Păi o băgăm în apă să se îndesă, dar de albă e albă, frumosă. No, hai mătușă dragă să merem. No, hai să merem. Hai să ducem apă din târnavă acum. Păi merem cu ciubărul. Hai Gheorghe și tu să ne scoți apă din târnavă, că noi nu ne putem apleca acolo. Nu mă încet, mătușă, nu mă încet. Următoarea etapă era înălbitul pânzei. Era nevoie de o apă mai moale, iar femeile mergeau la târnavă sau la un alt râu din apropiere. Da, nici nu vrem, că ne mai trebuiești. După ce pânza era muiată în ciubăr, femeile o băteau cu maiul, apoi o puneau la uscat. De 3 ori pe zi, timp de aproximativ o săptămână, această pânză era înmuiată în ciubăr, apoi bătută cu maiul și iar pusă la uscat. Doar așa pânza se îndesa și se înălbea. Așa pânza, vezi că e frumos. Foarte faină. Apoi femeile îndreptau pânza cu trăgătorul, un băț de lemn crăpat pe din două și prins la un capăt în care se introducea pânza. Una dintre femei ținea pânza în mâini, iar cealaltă, stând în genunchi, o îndrepta până când nu mai avea cute. Pentru ei punem 3 sferturi de cut. Aici așa. Așa. 3 sferturi de cut, așa. Astea-s mânecile.
urma măsuratul pânzei. Această operație se realiza cu o riglă de lemn numită cot, care măsura circa 60 de centimetri. Pentru ia cu poale, femeile măsurau 4 foi de pânză de 3 coți lungime, numite stane, respectiv 2 foi în față și 2 foi în spate. Pentru părțile laterale ale iei cu poale, femeile măsurau încă 2 coți de pânză, iar pentru mânecă era nevoie de un cot și un sfert de pânză. Pentru cămașa bărbatului, femeile măsurau 4 foi de pânză, având o lungime de 2 coți, iar pentru mânecă era nevoie de o foaie și jumătate de pânză de 3 coți. Pentru pantaloni sau izmene era nevoie de 4 foi de pânză de 2 coți, iar croiul acestora era realizat de un croitor. Mândruliță ardeleană, oblele hof, țucuzuăchii și-o sprânceană, oblele hop. Una dintre cele mai grele părți era cusutul modelelor pe cămăși. Treaba asta presupunea un efort considerabil, multă îndemânare și multă pricepere. Că ești floare de bujor, tra-la-la-la-la-la-la-i, nu te-ai uita până mor, la-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 la. Bujor roșu din grădină, hop-le-le-hop, ce l-am smuls din rădăcină, hop-le-le-hop, și l-am dus la mine acasă, tra-la-la-la-la-la-la-i, și l-am sădit la fereastră, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Acum așteptăm să vie muierile astea să vadă ce am lucrat noi. Dar oar vin? Păi așa au zis că vin. Dacă ți-o promis, trebuie să vină. Da, poftiți! Mi pare foarte bine că vin. Doamne ajută, dragile mele! Doamne ajută! Poftiți, poftiți! Poftiți, luați loc la noi! Ce faceți, dragă? Am venit și noi cu lucru, să vedem ce să faceți. Luați loc, dragile mele! Hai, da, la noi! Doamne ajută! Am venit să vedem ce am lucrat! Stați jos, dragile mele! Haide, Ione, stai și mitale jos la noi! Eu v-am chemat, vă văd că ați vin cu lucru, dar eu, sara asta... Eu astăzi nu vă las să lucrați, eu astăzi vreau să vă arăt că noi am lucrat, v-ați auzit voi în sat, că noi de câteva săptămâni țeasăm și coasăm. Am lucrat un port popular de piște 100 de ai. Să vă arătăm ce am lucrat noi, am îmbrăcat pe fișorul lui Nanacică și pe noră sa pe Silvia cu hainele care le-am lucrat. O să-i chem să vadă, să vedeți voi ce am lucrat. Haide, dragă, să vadă lumea, așa am lucrat noi. Doamne ajută! Vai, Doamne ajută! Mine, dar haine, 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 viața noastră. N-a avut nici mama de bunica mea și mama mea n-a avut. Așa haine, de unde le-ați procurat? N-o să vă spun eu, hainele astea eu le-am găsit în lada lui mama Ioană, a lui Vișcu, străbunica mea. Bunica a fost, mama Ioană a fost născută pe la 1800 și vreo 70. Și după ce a murit mama tână, ca așa ziceam, am găsit hainele astea. Eu le-am grijit până acum și m-am gândit să facem un rând de haine, de alea de piște 100 de ani, să vadă lumea din zi de astăzi cum a fost portul nostru acum 100 de ani. Văd că nici tu nu știi, nici Nana Sârvie nu știe, nici și Nana nu știe. Păi n-avem neoleștii, că noi purtăm portul ca pe la Sibiu. Noi nu purtăm portul de vreme. Așa îl purtăm acum. De 100 și atâtea de ani. Dar ăsta a fost portul nostru adevărat de acum de 100 de ani. Vă place? Ne place. Zice, încolo trebuie să ne facem târzii câte o rând. Vrei să ne faci numai un anăcică și eu vreau o șurtă de asta și o ie. Nu facem. Ne adunăm tot de la o la altă și ne hotărâm și facem. Sunt tare faine. Vă arătăm și faceți. Ne vătăm și noi și faceți. Sunteți tinerele. Dar e faine așa colorate. Nu dacă ne vă tineri acum lucrul ăsta frumos, uitați, ce șurță frumoasă, în culori, nu tă negru, negru, negru. Apă noi acum cred că ne-am împrumutat de la Sibiu, purtăm hainele mai mult alb și negru. Dar să vă spunem noi cum am lucrat și ce am lucrat. Spune, mătușă, ce ai făcut? Toată pânza de ie, Paule, chindeu, chimașa, toate le-am țesut eu. Eu am țesut șurța, am patruit în table, cu mov, am țesut crătința, cu pupi, alea sunt de aștept. Întoarce-te, Silvie, să vadă ce crătință am făcut. Vai de mine frumoasă! Am țesut-o și... Ui, ce chindeu frumos și ei e frumoasă. Dar să vă spun eu ceva.
hainele astea care le-am lucrat noi, astea de muiere măritată, că atunci când se măritau fetele și le lua șlaierul de pe cap, nănașa o înfășura cu chindeul ăsta. Și ăsta e port de nevastă tineră măritată. Deci după ce noi i s-o lua șlaierul de pe cap și n-o mai fost nireasă, o învăluit-o cu chindeul ăsta. În timpul cât am lucrat, am țesut pantalonii în bumbac și bătuți cu lână. Așa se purta pe vremurile noastre atunci, când am fost bătrâni de vremurile lor, păi se purtau pantaloni așa cu lână. Dar și acum mai de mult, iarna, erau șoareși, dar vara și toamna se purtau pantaloni la dungă și bătuți cu lână. Dar nici eu nu mă las mai spre jos decât mâierile astea. Ia întoarce-te, Silvie. Eu, după ce o țesut mătușa mare crătința, toate florile și penele și motivele de pe crătință le-am cusut eu cu apă colorată. Așa. Și am cusut și la ei. Nu m-am pălăria ta, la la.